A fost scandal în comisiile de specialitate și la audierea lui Alexandru Nazare, ministrul propus pentru a ocupa portofoliul de la finanțe. Parlamentarii AUR au acuzat că nu au fost lăsați să pună întrebări miniștrilor și că au plecat, și motivul a fost acesta pentru care au plecat pur și simplu din ședință. Președintele comisiei le-ar fi spus că voturile lor nu pot fi cuantificate pentru că nu a fost primită o notificare de la biroul permanent al Camerei Deputaților, astfel încât aleșii AUR să se regăsească pe liste, la fel ca ceilalți parlamentari, și să își exercite și ei votul. George Simion, liderul AUR, a acuzat coaliția de centru-dreapta că nu respectă drepturile formațiunii pe care o conduce. Suntem singura formațiune antisistem, așa înțelege coaliția actuală să respecte democrația parlamentară. Așa înțeleg ei să respecte drepturile AUR. Așa înțeleg să procedeze, la fel cum au procedat cu consultarea liderilor de grup, la care nu am fost invitați. Am semnalizat presei această problemă de ieri, am arătat faptul că nu suntem respectați și iată, nu suntem lăsați să votăm. Acest guvern suferă la capitolul legitimitate, după cum suferă și conducerea Camerei. Se merge pe repede înainte, pentru că s-au negociat între principalele formațiuni politice bugetele, cotele alocate pentru fiecare zonă în parte. Bugetul este deja adjudecat, negociat la Senat.